Bine v-am regăsit, copii! Mă bucur să fiu împreună cu voi astăzi și am adus încă doi copii extraordinari să-i cunoașteți. Sunt minunați și îi voi lăsa să se prezinte singuri. Bună, copii! Eu mă numesc Filip, iar ea este sora mea. Daria, salut, copii! Noi doi vă vom prezenta o carte scrisă de Max Lucado, care se numește De așa avea un nas verde. Personajul principal al acestei cărți se numește Pancinello. El este un omuleț mic din lemn care a fost cioplit de către un tâmplar pe nume Eli. Tot tâmplarul Eli a sculptat și restul omuleților care se află în orășelul Wemmick împreună cu Pancinello și prietenii săi. Cei mai apropiați prieteni ai lui Pancinello sunt Lucia, Buturugă și Așchiuță. În această poveste este vorba despre Pancinello, care a observat că în orășelul său se întâmplă lucruri ciudate. Toți omuleții își vopsesc nasul în verde. Așa că Pancinello împreună cu prietenii săi au dorit și ei să-și vopsească nasul în verde. Nu au apucat el bine să-și-l vopsească că în orășelul lor a apărut o nouă modă. Toți omuleții au început să-și vopsească nasul în roșu, apoi portocaliu, apoi galben, apoi albastru și în final mov. Pentru că n-a mai apucat să țină pasul cu moda din orășelul Wemmick, Lucia i-a sfătuit pe cei trei prieteni să meargă la Eli ca să-i curețe de vopsea. Pancinello și prietenii săi și-au urmat creatorul în atelier, unde au stat aproape toată ziua ca Eli să ridie vopseaua de pe nasuri. Să nu vă imaginați că șlefuirea a fost distractivă. Chiar dacă a fost dureroasă șlefuirea, a meritat, pentru că doar așa au putut reveni la forma lor de dinainte de a-și vopsi nasurile. Daria și Filip, m-ați lăsat fără cuvinte. Sunteți extraordinari. Cred că vă voi mai invita să le povestiți copiilor ăstora despre cărțile pe care voi le citiți. Am o întrebare. De aș avea un nas verde din seria lui Max Lucado, e o carte pe care eu până acum n-am citit-o, deși am citit multe cărți din seria lui, uite că pe asta n-am reușit să o citesc. M-ați făcut curioasă, așa că am câteva întrebări specifice din ea. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă ar fi să le spuneți și copiilor că merită să o citească, ce învață ei din cartea asta în mod special? Eu din cartea aceasta învăț că nu contează cum arăți, oricum arăți, ești unic, pentru că așa te-a creat Dumnezeu. Foarte bună învățătură, deci merită să o citească. Daria, ai și tu un sfat pentru ei? Da, eu am învățat că așa cum ne-a creat Dumnezeu, e mai bine decât să fim cu moda din lume. Foarte bine te-ai gândit și să știi că așa este. Pentru că, uite, moda din lume, dacă stai să te gândești, până la urmă te costă, nu? Și ori tot făcut nasul în fiecare culoare, Daria ne-a spus acolo o grămadă de culori, nici nu le-am reținut pe toate. Roșu, mov, portocaliu, galben, nu? Uh-huh. Și până la urmă trebuie să-și o dea jos. Și de ce trebuiau să-și dea culoarea jos de pe nas, la final? Pentru că au observat că nu mai puteau ține pasul și că era mai bine să-și lase nasul normal cum era el. Așa cum au fost creați, nu? Da. Foarte bine. Și Daria, tu ne spui că șlefuirea a fost grea, ha? Așa se întâmplă și în viață, oare? Da. Merită citită cartea asta. Tare interesantă este. E singura din serie? Nu. Așa? Mai sunt încă 5. Oh, iauzi. Încă 5, că să nu-mi spuneți că le-aș citi pe toate. Da. Pentru că după cum arată, îmi dau seama că le-aș citi. Ia spuneți-le, de ce merită să citească și ei așa cum ați făcut-o voi? Pentru că este amuzant și cu multe acțiuni. Super. Și pentru cei care nu știu așa bine să citească și nu le place așa mult, îs foarte multe imagini, pe fiecare pagină e o imagine mare. Deci au mai puțin de citit. Nu neapărat, dar și au scrisul mare în unele cărți. Așa că dacă n-ați fost convinși până acum, iată un motiv să citiți aceste cărți. Au multe imagini, au scrisul mare, sunt amuzante, ne spuneai, Daria. Da, și au o învățătură bună în fiecare din ele.
Asta e motivul cel mai important pentru care merită să le citești. M-ați făcut curioasă, dragilor, așa că o să vă confisc această carte de Aș avea un nas verde. O duc acasă, o citesc și apoi vă dau înapoi. Ce ziceți? Acceptați? Bine. Daria și Filip, mulțumesc tare mult că ați fost prezenți cu mine astăzi să prezentăm copiilor cărțile lui Max Lucado. Pe mine m-ați convins, sper că i-ați convins și pe ei să citească. Spuneți-mi, ce vreți voi la final să le transmiteți celorlalți copii care ne-au privit? Aș dori să le transmit că în prezentarea pe care am făcut-o s-a strecurat o greșeală. Ei, s-a strecurat! Voi ați strecurat-o, am impres. Uite, râde Daria, deci eu, domnișoara cred că a strecurat-o. Și dacă v-a plăcut, lăsați-ne un comentariu pe WhatsApp. Foarte bine și dacă ați găsit greșeala, cât de repede scrieți-ne și abia așteptăm să vedem dacă ați fost atenți la ce ne-au spus Filip și Daria. Mulțumim încă o dată și abia aștept să vă revăd!